Iubiți credincioși, vom citi și sinaxarul zilei de astăzi, din 14 iulie, din prologele Sfântului Nicolae de Ohrida. Așadar, Sfântul Nicolae de Ohrida, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, sinaxar 14 iulie. Pomenirea Sfântului Apostol Agvila. Sfântul Agvila a fost unul dintre cei 70 de apostoli mai mici. El era evreu și a locuit mai întâi la Roma, împreună cu soția lui Priscila. Când împăratul Claudiu s-a decretat izgonirea evreilor din Roma și din Italia, Agvila s-a dus și s-a sălășluit în Corint. Acolo l-a cunoscut întâi pe Sfântul Apostol Pavel, care a rămas în casa sa timp de un an și jumătate, botezându-l atât pe el cât și pe soția lui. Arzând de râvne pentru Sfânta Credință, Agvila și Priscila l-au însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în Efes și i-au slujit lui într-o nevoințele apostolești. La Efes, Sfântul Apostol Pavel a scris întâi ea epistolă către corinteni, în care zice: Vă îmbrățișează mult în Domnul Agvila și Priscila împreună cu biserica din casa lor. 1 Corinteni 16 cu 19. După moartea împăratului Claudiu, evreii lor li s-a permis să se întoarcă la Roma. Astfel, Agvila și Priscila s-au întors și ei în vechea cetate. Când mai târziu Sfântul Apostol Pavel a scris epistola către romani din Corint, el i-a salutat și pe prietenii și împreună nevoitorii lui, spunând: Îmbrățișați pe Priscila și Agvila, împreună lucrători cu mine tu Hristos Iisus, care și-au pus grumazul lor pentru viața mea și cărora nu numai eu le mulțumesc, ci și toate bisericile dintre păgâni. Și biserica din casa lor, Romani 16:3-4. Îl aflăm peste oarecare timp pe Agvila la Efes, unde se nevoiește împreună cu Sfântul Timotei, înlănțuit fiind la Roma, Sfântul Apostol Pavel îi scrie lui Timotei în Efes: Îmbrățișează pe Priscila și Agvila, 2 Timotei 4:19. Ca episcop, Sfântul Agvila a botezat pe mulți și pe mulți a luminat cu credința. El a dărâmat idoli, a zidit biserici, a sfințit preoți, a vestit oamenilor slava Fiului lui Dumnezeu întrupat și el a sfârșit prin a fi asasinat de către păgânii ce plin de toată răutatea. Și așa s-a strămutat la cereștile împărății ale lui Dumnezeu. Pomenirea Sfântului Cuvios Helius. Helius a fost un monah și a trăit în veacul al IV-lea și era de neam egiptean. Încă din frageda lui tinerețe și-a închinat viața nevoințelor monahicești din pustie. El uimea pe moinac și pe miren cu modul lui de viață și cu puternicele minuni pe care le lucra cu harul lui Dumnezeu. Dar deși fugea de slava oamenilor, aceștia îl căutau mereu. El s-a luptat mult cu înșelăciunile, cu vicleniile demonilor, mai cu seamă în vremea aspelor postiri. Unii diavoli îi puneau înainte miere, alte ori mese alese, dar Helius nu-și îngăduia niciodată să se lase înșela. El vedea tainele din inimile oamenilor, le citea patimile și gândurile, aceasta nu ca să se dea pe față cunoștința lui înaltă, ci ca să vindece greșelile oamenilor. Cântare de laudă Sfinților Agvila și Priscila. Făclia luminii cerești s-a coborât mai întâi în inimile apostolilor, iar apostolii cu aceasta pre oameni au luminat. Ei cu aceasta pre lor urmași au întărit, transmițându-le lor harul. Cu această torță Sfântul Agvila de către Sfântul Pavel s-a luminat, asemenea și Priscila, credincioasa lui soție. Casa lor de către Sfântul Pavel s-a botezat și s-a umplut cu putere de sus. Ei amândoi au lepădat apoi toate lumeștile petrece și au ieșit din lume la lucrarea lui Dumnezeu. Ei lui Pavel i-au slujit întemnițatului singuratic,
Ei cu grăbire și cu râvnă Sfântului Apollo i-au slujit și fratelui Timotei al duhovnicescului Pavel Fiu și toți împreună Biserica lui Hristos au sporit. Binecuvântate sunt a Priscilei jertfe, binecuvântate sunt ale lui Agvila Răni. Ei s-au proslăvit pretutindeni și roadă mult au adus. Ei adevărați lucrători au fost și moștenitori aici împărăției cerești. Cugetare. Creștinii trebuie să fie pururea înarmați împotriva seducțiilor acestei lumi. Ei trebuie să stea înarmați împotriva oricărei atac și a oricărei ispite, astfel încât să nu lase respins nici cel mai mic rău. Vedem atunci bine că o astfel de armură nu se poate dobândi într-o zi sau două, ci ea se dobândește în mijlocul luptelor celor de mulți ani. La cine este bună toată virtutea noastră dacă ne lăsăm biruiți prin ispitire? Grăind despre aceasta, Sfântul Grigore de Nisa, de exemplu unei maimuțe din Alexandria. Un îmblânzitor de animale din Alexandria a învățat o maimuță să imite cu măestrie o dansatoare de pe scenă. Spectatorii de la teatru lăudau maimuța care era îmbrăcată ca o femeie dansatoare și dansau în ritmul muzicii. Dar în timp ce spectatorii erau cu toții absorbiți de spectacolul nemai văzut al maimuței, unul din comedieni a hotărât să le arate acestora că maimuța este tot maimuță. Oricât ar fi de bine dresată ca să danseze ca o femeie. Și în timp ce privitorii strigau și aplauzau cu frenezie dansul maimuței, comediantul a aruncat în scenă un pumn de dulciuri care plac cu deosebire maimuțelor. De îndată ce a văzut dulciurile, maimuța a uitat de muzică, de dans, de costumul ei prețios și de aplauze și s-a repezit să le apuce. Dar hainele, cele femeiești, o încurcau și așa slăbăticită, a început să le sfâșie cu unghiile și să le scoată. Deci în loc de aplauze, plin de uimire, spectatorii au început să râdă de ea, căci din spatele măști, știi de dansatoare, s-a dat în vileag maimuța. Luarea minte. Să luăm aminte la dreapta pedeapsa lui Dumnezeu, care a căzut asupra lui Core, Datan și Abiron, Numeri capitolul 16. La cum aceștia trei azmuțeau poporul împotriva lui Moise și a lui Aron, căutând să se facă ei mai mare lui. La cum s-a deschis pământul și a înghițit pe Core, Datan și Abiron și pe toți cei ce erau cu ei. La cum pământul, trupul, înghite sufletele celor ce gândesc în chip pământesc, făcând astfel, păcătuiesc împotriva legii lui Dumnezeu. Predică despre tăria credinței, căreia stați tare împotrivă, tare în credință, știind că acelea suferință îndură și frații voștri în lume. 1 Petru 5,9. Fraților, cea mai mare tărie a sufletelor este tăria credinței. Diavolul atacă cu înveșunare această tărie cu toate săgețile și cu toate vicleniile pe care le are, căci duhul necurat și drăcesc știe că atunci când această tărie slăbește sau chiar piere, el poate pune stăpânire veșnică pe sufletul omului. De aceea rugau ucenicii pe Domnul și ziceau, sporește-ne credința, Luca 17,5. Fraților, să ne rugăm și noi în fiecare zi ca Domnul să ne sporească credința, să o facă puternică și neclintită. Atunci când șarpele simte pericol de moarte, el își apără mai presus de orice capul și de aceea îl și numește Domnul Înțelept. Și să ne apărăm și noi în același fel capul vieții noastre duhovnicești, care este credința. Nimic în lume nu poate locui credința în Dumnezeu. Nici filosofia, nici știința, nici bogăția, nici succesul sau marele renume, nici toată stăpânirea pământului, de la un capăt până la celălalt al lui, cu toate deșertăciunile lui trecătoare. Diavolul cunoaște acestea și de aceea atacă el
mai cu seamă credința, încercând în tot chipul să ne semene în inimi îndoiala, să ne facă să șovăim, să ne amestece gândurile și să ne tulbure inimile. Dacă diavolul știe principalul lucru al vieții omului este credința, atunci cu cât ar trebui să știe aceasta, cu cât mai mult omul însuși. Din cauza noastră a venit Hristos în lume, din cauza noastră a suferit El pe cruce și ne-a dat făgăduința credinței cele mântuitoare. Noi nu putem în niciun chip, a ne spori credința decât prin suferință. De aceea zice mult potimitorul Sfânt Apostol Petru, acelea suferință ale voastre îndură și frații voștri în lume, 1 Petru 5,9. Din smerenie, Sfântul Petru nu aduce ca exemplu propriile lui suferințe, ci pe ale fraților noștri în Hristos, că cei ce sunt una în Hristos sunt una și în suferință. Fraților, voi nu suferiți singuri pentru adevărata credință, ci suferiți împreună cu frații voștri care suferă pentru ea. Fie că acest adevăr să vă mângâie în suferința voastră, dar cel mai mult fie să fiți mângâiați de suferințele celui întâi născut în suferință, Domnul nostru Iisus Hristos însuși, Cel răstignit pentru noi. O Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce ai suferit mai presus decât toți care au suferit vreodată pe această lume, răstignire și moarte pe cruce, mai întâi bunule biruitor între biruitori, sporește-ne nouă credința, și întărește-ne pe noi cu puterea Harului Tău Celui Sfânt, precum i-ai întărit pe apostolii Tăi, că Ție se cuvine slava, cinstea și puterea împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.